Tu ești cel care ai declarat că banii care au fost reținuți la vamă sunt banii tăi și e vorba de 1,6 milioane de euro. Da, milionar Adrian Dulgher, dar... E o sumă enormă! Banii nu au fost ascunși, Dorin. Acești bani erau prevăzuți pentru a face proteste. Nici nu știu numele, nici la un polițian, la nimeni. Îți spun, Dorin, eu nu cunosc prim-ministru în Republica Moldova, nici nu știu cum îl cheamă. Igor Dodon a declarat că în curând 1,6 milioane de euro, care tu spui că sunt banii tăi, vor ajunge în bugetul de stat. Adrian, în ultimele zile tu ești cea mai discutată persoană din Republica Moldova. Și tu ești cel care ai declarat că banii care au fost reținuți la vamă în preajma sărbătorilor pascale sunt banii tăi și e vorba de 1,6 milioane de euro. Întrebarea evidentă. De ce atât de târziu ai venit în Republica Moldova și ai anunțat că banii sunt ai tăi? N-am vrut să întâmple în Moldova ce se întâmplă acum și să începe o murdărie la un nume care am creat pe baza, într-adevăr, la munca grea care eu am făcut pe ani și ani și ani. Și am lăsat tema aceasta că se rezolve după ce vin în Moldova și am venit și am declarat și sunt aici ca să pot să mă apăr și să răspund toate întrebările la fiecare persoană care are întrebări. Acum hai să luăm punctual, ca să înțelegem foarte clar ce s-a întâmplat. Ce ai întreprins tu atunci când ai aflat că banii tăi au fost sechestrați la vamă? E greu să răspund emoțiile, de ceea că eu știu că nimic ilegal nu a luat loc. Asta e primul lucru. Dar la momentul acela, din punct legal, am ridicat telefonul, am organizat advocați și la viteză am organizat că să trimitem și am trimis evidență și tot ce previne la proveniența banilor la PC Cox, că ei să fie informați că aceștia bani sunt mei. Ca să înțelegem foarte clar, deci imediat după ce a fost anunțat că banii au fost reținuți, ai trimis o solicitare pe e-mail, o informare la PC Cox, că banii sunt ai tăi. De ce atât de târziu ai ajuns în Republica Moldova personal? În Republica Moldova personal a fost imposibil să mă deplasez. Acum avem coronavirus și la foarte mulți afacerile s-au oprit în toată Moldova. Avioane nu există. Eu m-am pus pe lista de avioane, că zboruri charter. Zboruri charter, corect. Și durează timp. Da, milionar Adrian Dulgher, dar nu-i nimic special de mine și alt persoană. Când te pui pe charter, pe charter aștepți în rând cu toți. Și eu am așteptat în rând și a fost imposibil să mă deplasez mai devreme. Dar și când am venit, eu de-am să aici de mai mult de o săptămână și ceva, aproape două săptămâni, sunt de-am aici să rezolv tema respectivă. Eu am venit la prima capacitate și la viteza care am venit și când am venit tot, n-am avut capacitatea să declar de ceea că eram în carantină pe o perioadă de timp, tot. Și a fost foarte greu, de ceea că pe urmă mi s-a trimis instruire oficială și a zis, vă rog, veniți și vă prezentați. Și n-am avut încotro, dar să mă prezint. Așa, deci ai avut o întâlnire cu autoritățile responsabile de asta. Mie mi s-a lăsat o scrisoare și au zis neapărat să te prezinți la autorități pentru interviu în domeniul respectiv că să declar banii. Și am zis ok. Și m-am dus și m-am prezentat. 4 ore jumate am șezut în interviu. Unde? Aici de-a mă vine punctele interesante. Am dat toate dovada, din punctul meu de vedere, toate evidențele proveniența banilor, am dat Tădorin. Nu a rămas nimic. Când s-a terminat interviu, eu am uitat la ei și am zis, domnilor, mai doriți ceva, ori voi de ajuns evidență? Și mi s-a spus, a zis, Adrian, nu avem nicio îndoiere că aceștia nu-s banii tăi. A fost o încălcare că s-a trecut vama cu ei, ilegal, fără declarație. Și aici ai punctul corect, corect? Uite, a zis, ați trecut fără declarație. Și eu, Dorin, uite, eu n-am vrut să vorbesc în presă ce se întâmplă, de ce că e un dosar care merge. Și eu vreau să dau voie. Nu vreau să dau voie la presă și la lume să mă judece pe mine ori alte instanțe, dar presa și oamenii mă judecă și zic nu că el face, el face rău. Eu n-am făcut nimic rău, nici șoferul n-a făcut nimic rău. Hai să punctăm aici. Deci, atunci când banii urmau să ajungă în Republica Moldova, ei erau însoțiți de o declarație? Corect. Ce conținea acea declarație sau ce era în acel pachet de documente? Era documente de companiile care au făcut tranzacția respectivă, de unde au venit banii, cum au venit banii, au fost evidența cui aparțin banii. Au fost evidență
că tranzacția a fost de în companie pe companie. Deci persoană juridică pe persoană juridică. Corect. Și în modul acesta vine a doilea răspuns. Care e punctul meu? Că eu să nu declar banii, dacă e punct juridic și punct juridic, banii poate să vină în diferite modalități ca împrumut de în companie în companie. Nu există nici o scutire de taxă, nu există niciun reason, nicio... Deci era vreo logică ca acești bani să nu fie declarați la vamă? Dorin, zero logică. Din punct financiar de companie, zero logică, sunt le ilegal în țară. Și pe urmă eu, cum îmi pui tu întrebările mie, eu acum am întrebările mele. Când șoferul a intrat în vamă, și asta e în dosar, el, și spun, nu vreau să vorbesc, dar e forțat acum, în dosar scrie, șoferul singurul a încercat să declare suma aceasta de bani. Dar în momentul când a deschis ușa și autoritățile au văzut așa de mulți bani, s-au speriat, o luat, l-au alegat, l-au pus ca criminal în modul respectiv, pus cătușele de handcuffs și l-au pus deoparte ca și cum au făcut ceva rău. Și uite, întrebarea aceasta, dacă sunteți profesionali, chiar l-ai arestat și el zice vreau să declar, dar voi ziceți nu. El acolo, scoți camera și începi și filmezi toți banii în vagon. Cum poți să faci așa ceva? Așa deci ceva să nu punctăm, se face. Șoferul a încercat să declare banii. Nu i s-a permis acest lucru. Corect, nu care s-a permis. Care este logica? Asta pentru mine eu nu înțeleg nici eu. Asta e punctul care, dacă vă gândiți, în Republica Moldova acum, nu-s bani. De ce? Că e criză. Și Adrian, investitor de Marea Britanie, care face afaceri în business în India, în Africa, vine cu bani în țară. Nu am legături politici, nu am legături în Republica Moldova, n-am cumnați, n-am neamuri, n-am nimic. Eu am venit să investesc, că am promis. Și uite, banii au trecut în Republica Moldova. Realitatea e aceasta. Șoferul, când a deschis cabina și le-a arătat autoritățile și a zis, eu doresc să declar banii aceia, șoferul a fost foarte deschis, că banii nu au fost ascunși, Dorin. Tu gândește-te, banii dacă s-a ascuns, unde ascuns bani? Într-un bagaj, îi ascuns sub o mașină, într-o roată, eu nu știu unde oamenii ascund. Dar ei nu sunt ușor de văzut, deschizi ușa și vezi bani. Banii nu au fost ascunși. Erau în cabină. Erau în cabină, Dorin. E foarte simplu. Și ce e interesant. Aici o întrebare. Deci, ulterior, procurorii au depistat încă 50.000 de euro ascunși în torpedonul camionului. Într-adevăr, era o sumă foarte mare de bani. Eu nu pot să speculez cum au ajuns banii acolo, dar logic, dacă eu să mă gândesc, zic, Adrian, ce faci tu? Băi, chiar într-adevăr erau mulți bani. El nu i-a ascuns și nu înțeleg cum controlele au găsit încă 50.000 după asta. Ce, nu v-ați uitat în acolo? Nu înțeleg. Exista opțiunea că acești bani erau prevăzuți pentru șofer. Nu, nu-i corect deloc. Deloc. Aceasta e minciună. Aceasta e o speculație. Uite, realitatea e foarte simplă. Când șoferul s-a dat jos, el a pus banii cum el s-a ocotit, sub scaun unde lui eu fost mai comod. Eu aici, absolut logic, vreau să te întreb. Era nevoie de prezența ta pentru a declara banii la vamă? Uite, asta e întrebarea pentru... Eu nu cunosc în Moldova cum lucrează. Realitatea e aceasta. Cu bani au fost trimiși toate documentele de teren. Au fost toată proveniența banilor, erau toată proveniența de unde exact ele vin, cum au venit, cine i-a trimis, cum s-au făcut și tranzacția pentru aceiași bani și cel mai important era numărul meu personal de telefon. Și putea oricând să telefoneze. Unde sunt acele documente? Ele figurează în dosar? Pentru că am auzit opinii că nu s-au găsit efectiv acele documente. Și asta ce e interesant și asta e întrebarea mea. Unde sunt documentele acestea? Eu am trimis. Noi așa facem business în Anglia. Și eu am știut dinainte, nu poți bani să treacă fără evidență. Vreau să ne spui despre proveniența banilor. E vorba de 1.600.000 de euro. Pentru corect. Cetățenii Republicii Moldova și de aici atât de multe discuții în jurul acestui subiect, e o sumă enormă. Deci, de unde sunt acești bani? Corect. Eu în Africa am foarte multe proiecte. Și aceasta a fost o tranzacție foarte simplă pentru teren, care eu am făcut-o. Și ea a fost făcută câteva luni în urmă. Nu a fost făcută acum, a fost înainte de criză, dar Africa ei a fost în carantină. Și carantina acolo s-a deschis înaintea noastră, Ieremul s-a deschis.
și mi tranzacția și oportunitatea să primesc banii au fost acum. Eu sunt om de afacere. Deci tranzacția ce înseamnă? Ai vândut un teren în Africa. So, compania a fost parte de o vânzare de teren în Africa. Aha, am înțeles. Deci de ce banii nu au fost trimiși în Londra, unde erai tu? N-am dorit. Realitatea e aceasta. Eu am promis că investesc în Republica Moldova și am făcut partea mea. Dorin, am trimis bani să investim în Moldova. Pentru mine ce? Eu nu înțeleg așa de mult. În Republica Moldova tot timpul zice, aduceți, investiți, puneți. Eu am trimis bani și am trimis încă o dată cu declarație la vamă, era gata. Da, eu nu am putut să vin, că e imposibil, în coronavirus n-am putut să vin la timp. Dar era toată evidența de bani acolo. Ei putea să ridice telefonul și zică, Adrian, așa și așa tăi. Zic, da, domnule, dacă doriți, vă trimit acum încă în plus ce mai doriți, dar tot există. Tot este, eu nu pot să mă deplasez. Pentru ce erau prevăzuți acești bani, Adrian? Bani? Foarte importantă întrebare. Eu aici, câțiva ani în urmă, și am vorbit și la presă, eu sunt foarte deschis personalitatea, eu nu vreau să mint, nu fur, nu fac nimic ilegal, tot ce am făcut e corect. Murdăriile care se întâmplă, sunt oamenii care speculă, dar banii au fost trimiși ca să continui investițiile mele în Moldova și investițiile mele acum sunt discuții de mai mult de 2 luni cu o bancă aici care îmi dă o linie de credit paralel cu suma aceasta de bani de 1.600.000, eu iau o linie de credit care acum mă ajută să extind un refrigerator așa, de păstrare a fructelor, o extind la 10.000 de tone. Și o să fie un frigider enorm. E parte de un proiect care eu creez industrial în Republica Moldova. Tu deja ai ceva aici creat. Corect. Merge aproape cât 4-5 ani. Eu zic mult, am compania, lucrează și livrează în Republica Moldova. Și asta e foarte evident. Toate instanțele de stat unde eu am avut interviurile respective, ei sunt toți la curent. Încă o dată, ei nu au nici o întrebare și ei nu se îndoiesc că aceștia nu sunt banii mei. Ei într-adevăr confirmă, da, Adrian, aceștia sunt banii tăi. Ei zic, sunt banii tăi. Noi confirmăm că sunt tăi. Noi, într-adevăr, după documentele prezentate, noi, într-adevăr, credem că sunt tăi. Dar problema că eu trecut vama și de-a mu vine încă o dată, de ce nu i-ați dat voie șoferului să declare banii? El a încercat. A apărut opțiunea și părerea că acești bani erau prevăzuți pentru opoziția din Republica Moldova pentru a face proteste. Uite, teatrul acesta a fost creat și eu vreau să interloc, să lămuresc un lucru. Înainte de a am venit să declar banii, au zis, cum eu am înțeles, am citit un pic, banii ziceau că aparțineau la politicieni, o numi și orice politicieni. Au fost câteva nume. Câteva nume, eu nu cunosc persoanele deloc, nici nu știu numele, nici la un politician, la nimeni. Îți spun, Dorin, eu nu cunosc prim-ministrul în Republica Moldova, nici nu știu cum îl cheamă. Serios? Serios, n-am nici o idee. Nici o idee și uite, să continui pe asta, eu n-am nicio idee cine a fost nicio persoană, dar o pătimit de ceea că au vorbit între ei. Și ce-i urât, după ce am declarat, toate murdăria care au fost și vorbeau unii de alții, acum parcă încearcă să o aruncă pe mine, ca și cum eu am făcut ceva greșit, că am trimis bani să investim. Și toți care vreau să vorbească murdar, care sunt o grupă de oameni acolo, care sunt invidioși, ori vreau să vorbească urât, ei atacă. Și Dorin, eu vreau un singur lucru să spun. Eu nu sunt persoana care să mă intimidez ușor. Am muncit în Africa, am muncit în India, lucrez în continuare. Am avut afaceri și am cu foarte mulți oameni care sunt din diferite moduri de viață. Și vă spun acum, de ce atât cazul care se întâmplă aici și toate murdăriile lor, pe mine nu mă oprește să investesc în Republica Moldova. E țara mea unde eu m-am născut. Vreau să fie foarte clar. Aparține mie cum aparțin la alții. Diferența e că eu n-am venit să o murdăresc, n-am venit să o fur. Am venit să investesc. Eu dau foarte multe locuri de muncă acum în Moldova, dar nimeni nu vorbește de binele acesta. Eu dau locuri de muncă unde familii care n-aveau bani să întrețin și familiile lor merg înainte și cresc. Ce e important, Dorin, aici toți care au interese că să iei banii aceștia mei, ei acum folosesc capacitatea lor în presă să mă murdărească în ce modalitate ei doresc. Dar eu n-am să dau asta voie. De asta aici vorbesc și pun întrebările reale, care ei toți au întrebări, dar întrebarea mea e simplă. Eu nu am greșit nimic. De ce nu am banii mei astăzi, acum, în mână? Dar tu crezi că se încearcă retragerea acestor bani? Adică există riscul să nu-i primești înapoi? După cum văd eu, cum presa s-a vorbit și sunt anumiți, nici nu știu cine, declarații că banii nu o să fie dați la cine aparțin. Cum banii să nu fie dați? Eu am trimis bani.
tot timpul cereți. Republica Moldova e trebuie și guvernul zice, trimitem să aducem diaspora să investească în țară. Am venit și am încercat să declar, dar stați un pic. Aici știți ce eu am observat? Eu tot timpul vorbeam de la început și zic, într-adevăr, nimeni nu mi-a pus nicio beață în roată în Republica Moldova. Dar parcă de la un timp încep și mă gândesc, dar stai un pic, poate cineva încea să-mi pună beață în roată, toată publicitatea asta negativă. Vreau la încă o informație care a apărut recent, 13 percheziții în dosarul capturării de peste 1,5 milioane de euro. Deci se vorbește, Adrian, și vreau foarte, foarte serios să încercăm să răspundem da, la această cu întrebare. Plăcere. Au fost descoperite 10 de tone de ambalaj pentru pachete de țigări. Ce legătură au cu acest dosar? Deci tu ai afaceri în domeniul tutungeriei sau a țigărilor? Nu, deloc, zero. Asta ce eu zic. Aici sunt interese din altă parte, că banii ăștia să nu să fie dați înapoi mie. Și asta trebuie să fie unicul caz și situație. E absurd. Tu imaginează-ți, eu am venit acasă, am dat dovadă la instanțele pe punct legal, juridic și ei au văzut că tot e legal și e imposibil să iei banii. Dar că să iei, ce trebuie să faci? Trebuie să murdărești pe cineva și uite, nu vorbește de mine nimic. Nu zice că Adrian a făcut nimic. De ce? Că n-am făcut. Dosare nu există, evidență nu există, nimic nu există. Dar ce se face? Să leagă pentru un mod speculație, dar nu are nimic cu mine și se vorbește urât pentru aceea că sunt alte motive. Hai să încercăm să analizăm încă un fenomen, evaziune fiscală. Deci există interes de a face sau posibilitatea de a face evaziune fiscală dacă nu declar banii la vamă? Zero. La mine nu era nici un interes. Era mai mare problemă că nu declar banii, de aceea că dacă tu ai cash trebuie să te joci cu ei într-așa modalitate. Nu era nevoie. De aceea că nu poți, că altfel nu... La mine a fost foarte simplu. Eu am credit că rămâia trebuie să fie dat. Și banii aceștia, ei, drumul care? Ei vin în Moldova și se duc în cont bancar. Și după aia și sunt după investiți. Aia, ei sunt investiți paralel cu credit. Eu n-am putut să fac investiția fără credit, dar că să fac credit, banii trebuie să fie declarați. Dar pe unde dar s-a pierdut aici comunicația? Deci nu există logică. Acum întrebarea, de ce nu, pentru că au apărut tot felul de critici la adresa situației respective, de ce nu ai transferat acești bani prin intermediul băncilor? De ce ai preferat să îi aduci Republica Moldova cash? Pentru că e vorba de sumă enormă și am văzut acolo acele cutii. Da, uite, ești foarte corect. Și este răspunsul meu în două părți. Unu, într-adevăr, de puțin la coronavirus, așa mi s-a prezentat situația, și persoana mi-a spus, o zis, Adrian, îți plătesc așa. Și eu am zis, ok, eu iau banii, eu n-am să mă sfădesc cu el să zic, nu, eu vreau să-mi dai transfer. Îmi dai, mersi, organizez eu singur. Când o persoană îți plătește bani pentru afacerea ta, e cum vrei tu. După punctul legal și ilegal devine de contabilitate. Declară ori nu declară. Și eu am trimis să fie declarați. Deci apariția ta destul de târzie în Republica Moldova a creat mai multe speculații că tu ai fi avut o înțelegere cu autoritățile actuale, să spui că acești bani îți aparțin și ulterior să împărțiți banii între voi. Eu nu cunosc, nici n-aș ști cum să procedez. La noi, Marea Britanie, nu lucrează așa. Intenția mea a fost foarte simplă, dar s-a făcut o tranzacție foarte mare în sensul de promovare și toată Moldova vrea să vorbească de ea, de aceea că nu au informație. Și de asta vreau doar... Iată, sper că acum o să fie această informație. Deci, tu n-ai fost membru de partid? Deloc, niciodată. Cu politicieni din Republica Moldova, comunicare? Zero. Donații pentru formațiuni politice? Zero. Așa. Deci, nu cunosc nici... Nimic, Dorin, nu pot să-ți lămuresc, nu cunosc nimic de politică. La ce etapă, Adrian, se află acum dosarul și care este riscul că acești bani nu-i vei mai primi înapoi? Uite, sunt două puncte foarte clar de văzut. Când vorbim cuvântul dosar, eu nu am dosar, la mine nu există nimic. Eu am venit și am dat proveniența banilor care deamul, ei au zis, da, banii să tăi, dar noi trebuie să vedem și justificăm dosarul la șofer. Și de asta eu, Dorin, n-am vrut să vin să vorbesc și nu am vorbit de asta. De aceea că el acum încă se rezolvă cu dosarul lui și n-am vrut să fie interviul meu
un punct de mișcare ori spre bine, ori spre rău. Eu am vrut să margă după lege cum merge în alte țări, în Europa. Am vrut să margă după lege dosarul respectiv. Dar sunt forțat să vin acum, după toată presa negativă de interese în Moldova, care poate îmi pun bețe în roată, că să vin aici și să prezint adevărul. Acuzațiile că s-a încercat o spălătură de bani, cât de plauzibile sunt? E o minciună. Spălarea de bani când ajungi în țară și ascunzi bani. Eu nu am ascuns nimic. Banii nu au fost ascunși deloc. Camionul s-a deschis, banii erau acolo și șoferul zis vreau să declar. Și l-au arestat pe loc. De ce l-a arestez? Adrian, care este mesajul tău pentru autorități? Pentru mine sunt întrebări decât mesaj. Întrebarea foarte simplă. De ce nu i-ați dat voie la șofer să declare banii când el l-a rugat să declare și l-ați tratat ca un criminal și l-ați pus deoparte? Îi de ceea că v-a spăriet suma de bani când ați văzut așa de mulți bani? Și voi mental v-ați gândit că asta e un punct criminal? Și a doua, de ce v-ați comportat într-așa mod neprofesional, ați luat videocamere și ați început să filmați tot acolo? Și trei, când a venit avocatul și el a zis că șoferul vrea să declară banii, de ce nu i s-a dat voie atunci să declare iarăși? De ce noi, în Republica Moldova, luăm oamenii de afacere și murdărim? Eu nu mă las de tema aceasta, de ceea că eu cred ce eu fac e bine să investesc în Republica Moldova, unde am fost născut să cresc țara înainte, că este parte mare din popor care ascultă și ei să zică, da, ești corect, înaintăm, de ceea că noi trebuie să fim uniți între aceeași gândire, nu să vină unul cu bani și să facem variante, luăm banii și nu-i dăm voie. Și Adrian, îți este frică că ai putea fi reținut în timpul apropiat? Nu, nu mi-e frică, deci ci, și îți spun acum, concret, să nu creadă alții că sunt alte idei. Eu nu am încălcat nicio lege. Eu am venit în Republica Moldova în acordul meu personal. Eu am putut să la Londra. Eu sunt aici în studio, măr pe stradă, tot e ok. Nimic nu se întâmplă cu mine, de ce că n-am făcut nimic. Și asta e realitatea. Modul în care vorbești, de parcă nu ți este frică de nimic. Cum se explică? Mulți ani de experiență, Dorin. Am avut... Eu sunt în afaceri de 15 ani și am fost în multe cazuri foarte grele și prin Africa și prin India, unde trebuie să mă rezolv cu foarte multe probleme, foarte serioase, mai serioase decât suntem în momentul acesta. Adrian, recent președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că în curând banii, 1,6 milioane de euro, care tu spui că sunt banii tăi, vor ajunge în bugetul de stat. Ce răspuns ai? Acesta e furt. Acesta e furt pur și simplu. Uite, realitatea aceasta. Eu am dat toată informația mea la instanță și lasă instanțele și toate punctele legale în Republica Moldova să lucreze cum ele să lucreze. Când cineva declară părerea lor, e un lucru. Dacă instanțele lucrează corect și dacă vrea să iei banii mei, acesta e un furt. Am venit din diaspora să investesc și vrea să-mi iei banii. Dar există posibilitatea că ulterior vei merge să-ți faci dreptate în instanțele internaționale? Corect. Dacă în momentul când într-adevăr vrei să-mi iei banii, eu am de gând să plec la instanțe internaționale și eu am să mă bat pentru cazul acesta până îmi dă banii mie înapoi. Nu poate să vină să-mi iei banii pe care am muncit eu așa de greu pentru ei. Că într-adevăr m-am ridicat foarte greu și familia a muncit foarte greu să ajungem la modul acesta din viață. Republica Moldova are probleme financiare că este criză. Eu înțeleg. Dar eu n-am venit să aduc bani, că banii mei se luați să fie zbuți în bugetul de stat. Deloc. Eu am adus banii să investesc, să ajut oamenii direct prin locul de muncă și ajutoare direct la care le trebuie. Cine este Adrian Dulgher? Cum ai început totul și cum ai ajuns la toată această afacere sau cifră de afacere? Da. Deci tu ai copilărit în satul Ciocălteni, raionul Orhei. Când eram micuț, abia am 2-3 memorii de când eram atunci, fugem pe hală cu o bicicletă micuț albastră. Dar voi destul de rapid, mama ta era profesoară, tatăl tău era tot... Da, mama era profesoară, tăticul meu, el era director de școală. Și uite, la noi a fost o schimbare foarte bruscă. Familia o luat și o plecat în Londra. Când tu aveai 10 ani? Când aveam 9 ani, hai să zicem. Și eram foarte micuț atunci. Eram, tăticul s-a dus de la un post ca director al școlii, om care era, cum se zice, avea statut înalt.
și el s-a dus la Londra și s-a dus la construcție. A devenit o persoană care ridică în fiecare zi, ridica ciment, mergea pe scări și în fiecare lună venea acasă, două, trei zile nu putea să muncească, că îl durea spatele. Mămica zi de zi spăla la oameni în casă, le spăla casă, le spăla haine, curăță casele la oameni și tata lucra ziua la construcție și noaptea spăla vase în restaurante. Veneau acasă, dormeau și plecau. Și asta a fost realitatea vieții noastre primii 10 ani în Londra. Părinții au lucrat enorm de greu, foarte greu. Dar și de ce ați plecat de aici, din Republica Moldova? Ți-mi amintești? Sincer, au fost oportunități pentru viitorul nostru ca copii. Părinții de timpul vreau ce bine pentru copiii lor și tatăl a luat decizia cu mămica că asta a fost pasul următor al nostru. Și dintr-un punct de vedere, e un punct foarte mare care e problemă în țară, că foarte mulți plec încă și acum. Dar realitatea că părinții când au plecat s-au dus pentru noi, că să ne dă un viitor mai bun. Și în ziua de azi se vede. Într-adevăr am creat ceva și am ajuns la alt nivel în viață, unde am dorit. Cum s-a întâmplat acolo, iată, în Londra? Când ai început? Pentru că eu am rămas surprins să aflu că practic ai pus o afacere pe roate la 16 ani. Da, la 16 ani. Tăticul el a lucrat foarte greu 10 ani la construcție. Și ani și ani. Și ideea, eu am început colegiul și am luat curse de business. Și am aflat că cu o sumă foarte mică, 50 de pounds, poți să înregistrezi o companie. Și a zis, tată, hai să înregistrăm o companie. Și a zis, da, ce? A zis, facem construcție. Și am luat liflete și am printat și ne ducem, am pus 10.000 de liflete în poștă la tăți. Ce înseamnă ele? Liflete de advertising, hârtiuți cu ca business card-uri, în poștă, flyers. Flyere. Și am pus în foarte multe poște în zona unde noi lucrăm acum și înainte tot. Și nouă venea comenzi. Păi țin minte, prima comandă era de la o doamnă și ne-a chemat acasă și zicem, vrem să schimbăm baia. Am zis, perfect. Tata s-a uite, zice, Adrian, îmi trebuie doi băieți și pe timpul celălalt și îmi zice, azi nu costă 300 de pounds. Și eu zic, hai tată, eu îi spun 600. Și zic, azi nu costă 600. Noi făceam pentru 600 de pounds. Și mi-a zice, sunteți foarte ieftin, unul mi-a cotat aproape 3000 de pounds. M-am gândit. Am zis, am dat foarte, foarte ieftin, că noi ne gândim cum să facem un salariu pentru noi și să mergem înainte. Și realitatea că de acolo... Și ce ai început la 16 ani, da? Lucram cu tăticul la construcție, dar la același timp plecam și la școală și la același timp în fiecare, eu 3 ori la săptămână făceam karate, 2 zile la săptămână o notam și 2 zile la săptămână eram pionier. Deci la 16 ani tu ziceai într-un interviu că ai început să faci bani câte 3.000 de euro, echivalentul pe lună ar fi, da? Da, noi începem atunci, vedeam, făceam, vinea proiecte și eu de-am în timp de câteva luni m-am învățat cum să dau cotațiile mai exact, mai așa. Dar la același timp, eu studiile mele au continuat pe la universitate, la atunci de-am și sporturile mele creșteau la alt nivel, de-am eu devenit sunt campion pe Anglia la karate, m-am bătut internațional. În pionieri am reprezentat Marea Britanie prin, și chiar și prin Asia, am fost în Taiwan, am reprezentat contingentul Angliei în pionieri acolo. Am notat pentru Londra la același timp, notasem profesional. Viața mea a fost tot timpul foarte activă și aceasta mă împingea să merg înainte tot timpul din personalitatea mea. Și la același timp eram foarte calm. De ce? Că m-am învățat să fiu relax și... Am uia când sunt Moldova și sunt în probleme de acestea, eu sunt mai relax, sunt mai calm. De ce? Că am fost în situații tot așa de grele, încă și mai grele în câteva cazuri, și m-o călit. Și eu acum știu procesul, înțeleg legea, înțeleg cum lucrează punctul. Eu am fost la universitate, eu am avut, într-adevăr, am făcut studii în economie, în business și am făcut paralel cu asta și dreptul. Și eu înțeleg punctele respective. Și când am venit să declar aici, eu înțeleg toate punctele care durează caz de caz. Și eu n-am frică de ceea că, într-adevăr, tot e bine. Am înțeles studiile unde le-ai făcut și da. Plus că ai făcut karate, ai fost și campion al Angliei. Da. Dar spune un pic despre mersul tău în business, pentru că acum ai afaceri în agricultură, în construcții, în IT. Da. Cum a evoluat totul? Pentru că știu că la un moment dat ai dat o bară cu niște reviste. Eu când eram după 16 ani, noi am crescut încet compania de construcție.
Undeva de-am ajunge și îmi terminasem universitatea și înainte de a termina universitatea am deschis o afacere cu ceai, se chema Blossoming Tea. Era ceai micuț, rotund, pune în apă și se desfăcea. Eu am văzut acesta în Taiwan, l-am văzut când eram cu Pionier. Era acolo o doamnă în vârstă și le făcea. Și mă gândeam, ce fain ar fi să le import. Am cumpărat 100 de chile. 100 de chile e o cameră întreagă de ceai. De ceai. Și am trimis la Londra, m-a costat și era ieftin. Am cumpărat cu 2000 de pounds. Dar le-am văzut cu 10.000 și mă duceam, am făcut un website, am fost primul importator de Blossoming Tea în Marea Britanie la momentul acela. Vindeam la hotel, la restaurante și le trimiteam noaptea. Eu vineam noaptea, mă duceam la școală, după școală făceam sport, după când vineam ajutam tata cu toate hârtile, documentele de tot și după aceea eu mă concentram și mă duceam la mine în cameră și puneam toate comenzele ca a doua zi să fie expediate la poștă. Și așa merge la noi la început, ideile. Numărs business-ul ăsta vreo 3-4 ani. Era bine până a venit foarte aglomerat. Dar când terminas universitatea, de-a mă ajungesem la 20 de ani. Eu am terminat foarte devreme universitatea. Și mi-a venit o idee că citesc în cartea lui Richard Branson, miliarder. A făcut foarte și la 16 ani a deschis el companie de publicitate. Și am zis și eu, a fi foarte bine să fac și eu așa ceva. Și ce am făcut? 3 luni am zis, trebuie să mă învăț cum să vând. Să am vânzări. Și m-am dus și 3 luni am muncit într-o companie, personal m-am dus, mă sculam dimineața la ora 6 și vineam acasă 10 seara și băteam la uși la oameni și vindeam conceptul de carități. Vă rog, vin de la Red Cross, îmi dați vă rog că 2 euro la lună și ați ajutat o familie pentru, era 30 de secunde în care trebuie să convingi un om să-ți dă detalii. Vorbeam în fiecare zi cu 200 de oameni ca parte de compania asta de marketing, se cheamă Door to Door. Și pe baza aceasta, eu m-am dezvoltat încrederea în mine să pot vorbesc cu orice cine și să fiu mai outgoing, să mai receptiv. Și asta m-a învățat cum să vând, că e foarte agresiv vânzare. Și după asta, cu un prieten am zis, hai să deschidem Blue Tomato Magazine. În Japonia era un concept, se cheamă Red Pepper, unde era o revistă plină cu liflete și era aproape de criză în 2008. Și am zis, hai să deschidem o revistă, ca în Japonia. Și am numit-o Blue Tomato și eu ce? Eu mă gândeam mare. Am zis, dacă o facem, hai să nu dăm o revistă la fiecare persoană, dă să vedem, să luăm una, dar să avem 250.000 de copii. Și partenerul meu, suitare, zicea, Adrian, e foarte enorm. Și eu zic, ascultă, dacă facem, dă să facem. Am luat linii de credit. Am luat vreo 7-8 cartele de credit care le-am făcut max. Am luat toți banii care am avut eu, ținuția mea, savings, și am luat tot și am deschis conceptul Blue Tomato. Și în timp de o lună, cât era divizia, am luat un oficiu în Fleet Street, unde era o gazetă foarte veche, oficiul lor, și am închiriat la ei. Și am luat o echipă de 6 băieți și fete și noi am început să vindem advertising space. Deci revistă. Publicitate, spațiu pentru publicitate. Publicitate. Dar tăman, eu am deschis 6 luni înainte de criză economică în Marea Britanie. Și toți clienții care noi am creat în 6 luni, 90% au dispărut într-o singură zi aproape. Și ce a fost foarte interesant în metoda asta, am observat că dacă ai viziunea, poți să faci tot. Eu am pus capul să am 250.000 de copii de reviste într-o singură noapte și am scris lui Boris Johnson, care acum e prim-ministru, dar eu am scris lui personal, îi scriem în fiecare zi, mi-a răspuns secretara lui după o lună și ceva și a zis, Adrian, văd că ești antreprenor foarte tânăr în Londra și vedem că ești foarte ambițios și foarte insistent. Și ai dreptul de la noi să distribui la toate stațiile de metrou revista ta în Londra. Și eu în timp de noapte am avut cea mai mare distribuție cum are la noi Evening Standard și eu dătem distribuție la toate stațiile de metrou în Anglia, și în asta ce a însemnat pentru tine? Bani n-ai câștigat din asta? Nu, deloc. Într-un final ai pierdut? În final am pierdut. Compania nu avem de ajuns vânzări peste un an, de-am începea să turmozească, nu avem vânzări, că să întreținem echipa și până la urmă compania s-a bancrotat peste vreo 3-4 ani. Și am pierdut foarte mult din asta. Dar în moment... Ce a urmat pentru tine? Pentru că a urmat și alte afaceri. A urmat foarte multe, dar pentru mine Blue Tomato a fost un punct foarte emoțional și de ceea că te o trage. A fost ca prima iubire și să te despați cu prima iubire a ta și te rupe. Dar în timpul când el mergea, eu am înțeles că n-a să mai lucreze peste vreo 2 ani și
cât am alte oportunități. M-am băgat în trading. Eu am început a învăța sistemul financiar și aveam foarte multe acții. Că la universitate deschidesem Westminster University Investment Club. Și eu de-amu știam mult de acții. Și am zis, des continuu cu acțiile. În timpul acesta, mămica mea a zis că el lucra de-amu la un hotel. Lucra la recepție. Recepționistă, lica telefoane. Și am zis, i-a zis, Adrian, uite, poate dacă vrei deschideți un local, o cafenea, ceva. Și a lucrat tăman în centrul Londrei, lângă Victoria, lângă Buckingham Palace. Și a vedea să o cafenea micuță, o cafenea nu micuță, era mare, era 200 de metri pătrați. Și era să vândă. Aha. Și o să le-am, du-te, te rog, vezi, poate ți iei cafeneaua. Și zic, mamă, n-avem bani. Zice, nu te temi, du-și ia și lăm credit pe casă, nu știu, vedem. Și am zis, bine, haide să vedem. M-am dus și am început să vorbesc proprietarul și vrea foarte mulți bani. Dar am observat că la același timp proprietarul, am vorbit cu proprietarul clădirii. Și proprietarul clădirii mi-a spus că el încearcă să vândă business-ul, ceea că nu merge bine. Și m-am dus și am negociat foarte bine cu el și i-am dat o sumă foarte mică de bani pentru tot ce era în local până la urmă. Și așa mi-a căzut norocul, poate trebuie să fie. Și eventual la 23 de ani mi-am deschis un local în Victoria, o cafenea care era Cafe Royal. Și am dormit în podvalul acela aproape 3 ani, nici nu mă ducem acasă, mă sculam dimineața la orele 5, deschideam cafeneaua să vină clienții, la orele 5 seara se termina că era cafenea, dar am pus licență de alcool și și am început să vând alcool. De-amu eu ședeam de la 5 dimineața până la orele 12 noaptea și ședeam în local, nu ieșeam de acolo. Pe urmă au venit compania de bere, au văzut că la mine zona e perfect, sunt foarte mult, aveam vreo 5-6 mii de oameni împrejur și numai erau două baruri. Era unul foarte renumit și eram eu. Și într-o noapte am zis, mămica, e risc mare, dar uite ce fac, eu rup tot barul și am luat tăticul și băieții la construcție, n-am rupt tot barul, sâmbătă, duminică și luni l-am deschis ca bar, cafenea din bar. Și aha, la noi în timp de o singură zi ne-am dus de la vânzări de 1000 de pounds la zi, vânzări, am ajuns până la cifra de afaceri de 10.000 la zi vânzări. Într-o singură noapte. Că am făcut așa schimbare. Și am observat că, da, asta e perfect. Eu eram în fiecare zi din dos la bar, servim clienții. Da, am avut 6 muncitori, erau pe flor cu mine și 4 în bucătărie. Dar munceam eu. Eram în fiecare zi și turnam bere. În timpul zilei, când vreo 4 ori la zi plecam și eram cu tata, plecam la interviu, la meeting pentru construcție, să mă prindem proiecte. Dar norocul care, când bați în ușă, nu știe ce se deschide. Când terminasem Blue Tomato și eram aproape de faliment, am dat de un bărbat, el e un om de afaceri foarte mare acolo. Și el, mie mi-a trebuit să fac cineva un design la o copertă și el avea o companie și s-a întâlnit cu mine personal, că era tăman în sediu în ziua aceea la compania lui de design. Și am spus ce fac și el s-a uitat la mine și zice, Adrian, tu mi-aduci aminte de mine când eram eu tânăr? Și zic, da? Și el zice, da, avem așa de multă ambiție ca tine. Am uite de-amu-s calculat și nu-s așa de hasty și încăpățânat. Dar eram ca tine. El era britanic. Britanic. Și mi-a spus, zice, uite, faci construcție cu tata tău. Zic, da, noi lucrăm, tăticul pe șantier, tot timp cu băieții, suntem foarte bravo. Construim tot, am zis. Tot ce vrei construim, numai să plătești. Și el în momentul acela a zis, uite, eu construiesc un bloc de 180 de apartamente. Și am zis, poți să-l construiesc tot. Și se râde, zice Adrian, trebuie să ai cifre de afacere ca contractor, ca să-ți arăți. Dar, de să-ți dau să faci ca subcontractor. Bai, bucătării, am zis, mersi. Și la mine cifra de afacere s-a dus de 10 ori mai sus în timp de o noapte. Și de atunci construcția de-a mă creștea și la bar era tot aproape la același timp. Uh-huh. Și localul meu de-a mă devenit foarte Bine cotat. La mine acum îl ai în continuare acel bar? L-am ținut din emoții. E primul local al meu. L-am ținut până acum. N-am vrut să-l vând. Dar ai și alte localuri în Londra? Da, am avut. În total am ajuns noi la 7 localuri. În timp de 3 ani atunci am ajuns la 7. Eu, după ce barul a început să aibă succes, în timp de un an după aceea, eu m-am gândit, da să mă gândesc mai mare, vreau să iau un local mai mare. Și am început să sun pe mulți prieteni și unul mi-a propus să iau un local foarte mare în The Gherkin. Este o clădire foarte mare în The City of London. Clădirea e valoată la 1 miliard și ceva.
Și eu, la 24 de ani, un moldovan de Republica Moldova, am luat cel mai mare local din City of London, de 20 de square feet, asta iese 2000 de metri pătrați, să fac cel mai mare restaurant în the city. Asta este o zonă bine cotată în Londra. E centrul financiar al districtului al lumii, că e Londra. Și acolo chiar e centru, dar e punctul central, e ca și cum să fii sub Big Ben în the city. Și mi s-a căzut un noroc și am luat localul acesta și am găsit un partener de business care e un prieten foarte bun de-a meu acum, one of my best friends, și el tăman am aflat, l-am cunoscut de la bar. A venit la mine la bar, a băut într-o zi, încep să ne împrietenim. Vorbeam cu toți. De asta am capacitatea să vorbesc. Am șezut din dos la bar și vorbeam cu fiecare client. Și pe baza asta eu m-am dezvoltat ca persoană în capacitatea de comunicare. Dar după asta deschidem multe baruri și când m-am cunoscut cu prietenul meu, el peste drum are un hotel foarte mare. Tăman cumpărat și el hotelul și de vârsta mea. Și am întrebat, dar cum ai cumpărat? Și după un timp ne-am prietenit, am aflat, el e unul dintre cel, familia lui, e cei mai bogați din India la un timp a fost și încă sunt. Și e un om de afacere renumit, miliarde au. Și cu dânsul încet și ori am început să investim. Am deschis o companie de construcție care de-a monază e Rad Industries, e compania noastră. Și ne-am deplasat în India după o perioadă de timp, că am spus că am companie de construcție, am investit în câteva baruri împreună, după asta m-am deplasat în India și o zis, Adrian, am foarte mult teren, am credite, hai să construim împreună. Și am zis, ok. Și am început să construim în India, în Bangalore. Am construit peste câteva sute de mii de metri pătrați de clădiri, de oficiuri, de zone rezidențiale. Și după procesul acesta s-a deschis altă cale. Eu când eram... În Africa. Africa a fost, pentru mine, tot timpul am vrut să cresc ceva mare. De aceea că de când eram copil, de la Blue Tomato, cred mare și dacă crezi mare, se întâmpla. Și de când eram copil, ziceam, dă, mare, mare. Și eram la bar într-o noapte și a intrat un domn. Un domn care venea și era încă localul gol, înainte de să vină toți oamenii. Și îmi spune, începe să vorbească cu mine, că era singur. Și l-am întrebat, de unde vii? Și el zice, am venit la palat, un împărătesc că am avut întâlnire. Și zic, da, întâlnire. Și am devenit prieteni în momentul acela că am început să vorbim de business fel. Și am zis, tu ce faci? Și el zice, eu am foarte multe, dar acum tot, mă ocup cu construcție, construiesc în Africa. Și zic, da, eu construiesc în Londra. Și el zice, da, you are a very young man, ca și cum ești un bărbat foarte tânăr. It's your company. Zic, yes, it's my company. Zice, dar tu ești din dos la bar, servier. Zic, servezi din dos la bar, that's my company, this is my bar too. I have enough bar, am încă un bar în partea cealaltă tot, ea ca acela de la colț. Zice, you work very hard. Ca și cum lucrezi foarte greu. Zic, I have no life, nu am viață, eu numai muncă știu. Și la momentul acela, așa... Și ați început să construiți și în Africa. Cu timpul, da. El mi-a dat o oportunitate foarte interesantă, a zis, Adrian, uite, mi-i întreb niște ingineri în Nigeria. Și am zis, am ingineri. Și a zis, uite cum facem. Dă să deplasăm niște ingineri în Nigeria și am un proiect de 10 milioane de dolari să construim un drum în Delta State. Și am zis, n-am fost în Nigeria niciodată, dar eu am fost și în Taiwan, am fost de-am în diferite părți a lumii și nu mi-e frică să mă deplasez. Și am zis, haidem, plecăm, ce trebuie? Și îmi spune, uite, trebuie să luăm doi ingineri și îi trimitem în Nigeria și punem echipă în prejurul lor. Dar tu te ocupi cu asta. Dar punem amândoi bani. Și am zis, nu pun bani în Africa. Nu vreau să pierd nimic. Și zice, dacă pui, îți dau 50%. Dacă nu pui, îți dau numai 10% din companie. Și m-am gândit, dacă pun și nu merge, pierd banii care încă sunt moment în viață unde banii investesc, nu erau mulți. Și, dar dacă eu la momentul acesta 10%, asta 10% din 10 milioane de dolari care ați făcem de pe drum, e ok, I make 1 million. Fac 1 milion, no problem, haidem, 10% îmi dai. Și am plecat și am început să construim primul drum în Nigeria în timp de 3 luni. Și a fost cu succes. Cu succes am construit. Așa, acum știu că în Africa deja urmează să construiești un întreg oraș. Da, corect. Despre ce este vorba și cum s-a ajuns la așa proiect? Da, noi, a fost un concept care
Uite, în Africa, dacă ești de treabă, ești o mamă, fii cu experiență și inițiativă și vrei să faci, numai imaginația te oprește pe tine. Asta e tot. Și eu când m-am văzut ce se întâmplă în Nigeria, am zis, noi putem să construim mai mult. Și am spus, hai să facem mai mult. Și după asta am plecat în Camerun, unde era o bază de 24.000 de hectare de pământ și noi am construit o fabrică de zahăr, care a fost susținut financiar de Banca Mondială. Financiar de Banca Mondială, da. Și noi am investit și am făcut fabrica aceasta care este în presă, Justin Sugar Mills. Noi am făcut-o și s-a creat. Și nu vine a crede, zic, am sărit în timp de 2 ani, am sărit din 20 de la bar, chiar dacă aveam mai multe baruri atunci, din 20 de la un bar, am sărit în Nigeria și peste un an de mult în Camerun, construiesc fabrici, un fabrică de zahăr, care nici nu cunosc cum se face zahăr. Și am luat experiență, am luat tot și am fost fondat. A fost foarte greu de ceea că eram la viteză, trebuie să învăț, să înțeleg proceduri, proceduri legale, proceduri cum se fac cu business planul, cum se lucrează cu finanțele, cum se lucrează în ce modalități cu băncile și cu World Bank. Și după asta, când m-am întors în Londra, eu, să știți, după ce când construim fabrica și mă întorceam la Londra, eu tot munceam din dos la bar, că e în sânge, e workaholic. Nu pot să nu lucrezi. Nu beau, nu fumez și nu mă duc la cluburi și pentru mine, că să lucrez în localul meu, e ca un punct social, că toți mă știau pe mine și vin eu și vorbeau cu mine. Acesta a fost modul de modalitate, în loc eu să mă duc la cineva să vorbesc la club, eu singur. Eram... Dar cum ai ajuns la proiectul cu construcția unui întreg oraș? Da. Și când eram, vine tot de la același bar în centru, în Victoria, a intrat o persoană și noi vorbim și i-am zis că eu m-am reîntors din Africa și el zice, dar eu tot sunt în Africa. Și zic, da, ce faci? Și el zice, uite, eu sunt peste drum, Adrian, dar și noi construim acolo. Și zic, dar eu tot am construit. Și el zice, vii la noi mâine, seriu, și vezi. Am intrat în seriu și mi-a arătat o băcată de pământ de 1000 de hectare în Congo. Și zice, noi construim un oraș care se cheamă La Cité de Fleuve. La Cité de Fleuve. Mm-hmm. Și am zis, serios? Zice, da. Zic, voi ați finanțat? Și el zice, noi n-am avut finanțe deloc. Zic, nu vine a crede, cum? Și a zis, Adrian, eu am investit numai, am luat 2 milioane de banii mei și am cumpărat terenul și am construit primele 10 căsi și le-am vândut. Și acolo piața e mare, de ceea că nu sunt căsi, nimeni nu construiește aproape. Și eu am construit și noi am început să vindem. Și eu zic, dar tu în plan aici construiești vreo 30.000 de căsi. Și el zice, da. Și el le construiește și le vând. Și zice, vină și te deplasezi și vede care e situația. Și am zis, neapărat. În timp de câteva săptămâni eram în Congo. Eram pe teren și mi-a propus o variantă unde el de-am deschide și o bancă a lui. Și eu zic, uite, îți dăm linie de credit, noi. Tu construiești cu expertiza ta. Tu ții 40% din profit, dar noi luăm restul. Și asta mi-a convenit foarte bine. Și am lucrat cu el o perioadă de timp și mă gândeam, aș vrea și eu într-o zi să construiesc un oraș. Și la același timp la mine s-au deschis foarte multe căli. De aceea că, într-adevăr, am cunoscut foarte mult loc. Din localul meu, de la un bar, care pare insignificant și muncem de dos la bar, dar când se duce cineva într-un bar, tot timpul e frumos să știi proprietarul. Și tot îmi dădeau vizitele. Și eu am avut capacitatea să cunosc câteva persoane la diferite ambasade și am cunoscut o persoană în Africa din Ghana. Și persoana aceasta era legată de familie regală. Și Ghana are foarte multe triburi, dar este un trib principal care ca tare ei au toată puterea, Ashanti Tribe. Și Ashanti Tribe acolo ei dețin țara în modul lor financiar. Uh-huh. Tot aurul, tot vine de la dânsii. Și eram pe loc și noi vorbisem și o discuție simplă m-a pus în față la împărat. Și el m-a întrebat, ce dorești să faci, Adrian, în Africa? Și i-am spus, i-am povestit și el zice, wow, tu ai venit și ai făcut? Și zic, da, eu nu că vorbesc, eu fac. Eu mai întâi fac și pe urmă dacă mă descurc. Și el zice, a zis, câteodată trebuie să te gândești bine, că așa se întâmplă probleme, când ești naiv și începi și faci, pe urmă se întâmplă probleme, cum sunt în Moldova acum la mine. Dar pasul acesta m-a luat la o capacitate unde el mi-a zis, Adrian, dă vii în Ghana și te întâlnești cu ministrul căsilor, ministrul housing.
Și am zis, ok. M-am deplasat în Ghana, în timp de câteva săptămâni, și m-am întâlnit cu ministrul de căsă și de infrastructură. Și el mi-a spus pe masă, Adrian, noi avem un proiect de la United Nations de 5.000 de căsi. El în total e 100.000 de căsi. Noi ne trebuie contractor. Și noi plătim pe United Nations. Ia ca proiectul, 5.000 de căsi. Perfect. Și am zis, ce doriți? Zice, este numai un singur problemă. Trebuie să construiesc toate căsile astea într-un an. Și am zis, foarte mult, aveți expertiză? Și zice, n-avem. Și eu m-am dus și am găsit la italieni un concept, se cheamă EMUO 2. EMUO 2 e un concept unde e făcută casa din bază de polistirene cu metal, cu, la mine aici e tehnică, eu cunosc în limba engleză, cu metal mesh, ca sârmă un fel, și pe urmă el se pune în pământ și se întărește foarte bine cu ciment pe părți. Și el e foarte puternic, mai puternic aproape decât cărămida. Și, dar poți construiești cu 20 de oameni o casă la zi. Și am creat un concept că am zis, bine, noi dar putem să pun niște echipe multe, le învățăm și creăm orașul, conceptul acesta de 5.000 de căs mai la viteză. Și asta discuția a fost mai un an în urmă. Și proiectul ăsta noi am început să dezvoltăm. La ce etapă sunteți acum? Acum noi începem toate excavările tot. Aha, și deci aveți proiectarea tot. Proiectarea tot există, tot există. Dar am început a doilea nivel, a doua discuție. Și a doua discuție a fost foarte interesantă, că eu eram cu bancherul și bancherul de pe loc se uită la mine și zice, Adrian, niciodată nu m-am imaginat că ați găsesc o persoană așa de... care e așa de ambițios, să creează lucruri așa de mari. Și zic, da, dar eu vreau, în Ghana, aș vrea să construiesc ceva încă și mai mare decât să construiesc 5.000 de căsi. Și el zice, Adrian, la noi aici e probleme foarte mari, avem deficit de 2 milioane de căsi, ne trebuie acum și nu le avem. Și am zis, da, stai un pic, 2 milioane de căsi. Și am zis, dar fie pot să construiesc, dacă e o pământ mare. Și cât eram noi, vorbeam și în cap mi-a dat, știam o persoană care are 5.000 de hectare. Și am zis, mă, să parteneriez. Și am zis, știi ce? Dă-ți eu 5.000 de hectare de pământ și construim 100.000 de căse pe el. Și ideea aceasta, în timp de câteva zile, s-o clotit în cap și am zis, hai să o facem. În timp de o lună s-au făcut desenurile, master planul, a doua lună de amul eram în discuție cu împăratul, a treia lună sunt în discuție cu fondul de pensie, că să vedem că statul să cumpere de la noi toate proprietățile. Și la momentul acesta am mers la viteza care eu vreau după ambiția mea. Și acum la moment am creat conceptul și se cheamă London City. Dar vreau să revenim un pic cu picioarele mai pe pământ, așa. Spune acum ce afacere ai și unde sunt. În Republica Moldova, frigider, închiriezi, ai în arendă mai multe livezi de miere. Corect. Ce mai ai în Republica Moldova? Avem un proiect care în total, un proiect grandios, după imaginea mea l-am creat, de 200 de milioane de euro, în care există câteva secții de industrie. Este un... o zonă unde am pus frigiderul acesta, noi am început încă 3 ani în urmă. Și am început și este un frigider de fructe, care se păstrăm fructe congelate și 4.000 de tone, acum vreau să le extind la 10.000 de tone. Cu banii ăștia. Cu banii aceștia. Da. Și de asta zic, aici a fost un plan mai grandios. Tot în domeniul agricol, da? Tot în domeniul agricol. Asta este în Republica Moldova. Republica Moldova. În Londra. Deci ai barul, ai un restaurant. Da, la momentul acesta noi ce-o rămas? Am vândut majoritatea de restaurante și baruri le-am vândut și mi-a căzut norocul foarte bine, de ceea că e criza și localurile stăte închise, dar am două localuri care le dețin, care concret vreau să le țin încă, dar o să fac o decizie ce fac cu ele, de ceea că nu am timp să le dau niciun moment de timp de amu. Dar la același timp avem compania de construcție unde construim. Este compania de development, unde eu construiesc pentru alți clienți. Este un fond de pensie mare care ei, punctul lor, ei eu, developer, și le dau banii și noi construim pentru ei. Și pe urmă ei au exitul la proprietățile lor și atelierul eu am, se cheamă Family Office. Noi avem capitalul privat a familiei noastre care noi investim prin alte modalități tot. În acțiuni? Nu. Brică mortă, cumpărăm pământul și construim apartamente în Londra. Aha, aha. Și avem portfoliu de
comerciale, toți în arendă. E un portfoliu mai mare. Noi deci creat... baza afacerilor voastre este totuși în Marea Britanie. Marea un Britanie. Pic în Republica Moldova, sunt și în alte părți? Sau acolo sunteți doar ca persoane care construiți, ca grup? Acolo suntem grup. Nu aveți companii și alte chestii? Nu. Am înțeles. Cifra de afaceri, nu știu în ce măsură pot să o spui, dar să înțeleg, e de ordinul anual, de ordinul sutelor de milioane de, acum, de euro. După proiectul acesta care eu încep acum în Africa, cu orașul. Cu orașul, 100 de mii de căsi, care o să fie baza de vânzare la fiecare casă la 50 de mii de dolari pe casă, noi, după ce se lansează tot corect, trebuie să ajungem la o cifră de afacere, că orașul o să iei 10 ani de făcut și dacă împărțim, mulțim și împărțim, asta ne duce la o cifră de afacere în circa jumate de, în jur, hai să zicem, 500 de milioane anual. Pentru compania voastră de construcție? Pentru compania care eu am creat-o în Africa. Hai pentru de Radio capul Industries. Meu. Deci pentru tine 1,5 milioane de euro e o picătură în mare. Nu că e picătură în mare. Uite, eu înțeleg valuta banului foarte bine. Eu tot încă când mă duc să cumpăr ceva, mă gândesc de două ori la magazin că căpșuna aceea e leacă mai scump decât aceea, că e natura, creierul nostru pus. Dar eu nu văd valoarea banilor cum alții văd că ei se tem de fiecare copei. Că nu, eu văd banul ca o capacitate să investesc, să revin, să creez ceva mai frumos decât ce este. Și da, suma de 1.600.000 e un pic mai mic și poate de asta eu sunt mai lejer decât alții, care alții a fi în panică. Dar eu nu sunt de acesta. Eu sunt mai lejer și eu știu ce fac. Am înțeles cu orașul 500 de milioane anual, cifra ar putea fi în următorii 10 ani. Dar la etapa actuală, care este cifra? De ordinul milioanelor sau zecilor de milioane? A tuturor afacerilor. A tuturor este circa 10 de milioane. Se 10 de milioane 10, anual. Wow, ce spui tu. Vreau să ne zici un pic despre cât de, nu știu, bogat, ce înseamnă să fii milionar în Londra? O casă într-un sector de lux, pentru că știu că ești acolo stabilit cu familia. Da, stabilit cu familia. Cum trăiți? Simplu. Am o casă simplă, am în casă am 3 dormitoare, mi-a luat o casă tot într-o zonă standardă, e periferie, nu prea departe de centru, dar nu e zonă de lux, de loc. Acolo eu am luat-o de ceea că casa e unde este un parc foarte frumos. Și când e deschid, parcă nici nu sunt în Londra, sunt parc. Și pentru mine a fost o casă de loc, nu de lux. E simplu o casă unde eu vreau să locuiesc de ceea că mie îmi place. Eu tot ce fac eu fac de ceea că mie îmi place. Și conceptul acesta de ce înseamnă să fii milionar, acesta e un concept de mai simplu. Ce înseamnă să fii cine ești tu? Dacă tu crezi că banul te schimbă pe tine și tu crezi că ești cel mai mare și cel mai șmecher, că ai bani, îți promit, sunt alții care au bani mulți mai mulți decât tine, mulți mai mulți. Și tu nu ești nimic lângă ei. De ce eu mă simt mai mult decât altul care are mai puțin? Nu-i corect. E foarte simplu. Voi trăiți cu familia acolo în casă, da? Adică tu ești împreună cu familia. Nu, am casa mea. Aha. Eu trăiesc la mine. Și deja. Tu ai devenit milionar în dolari la vârsta de 26 de ani. În euro, da. Dolari, în euro. Pound. Noi pounds în Londra. Aha, și e și mai bine. E pounds, un pic mai mult. Dar... Deci ai făcut primul milion atunci. Primul milion se adună atunci, că milionul nu se face într-o noapte, se adună în bucăți și devii milionar deci, cu timpul. Nu-l simți. Asta ce mulți nu înțeleg. Tu nu devii milionar într-o noapte, nu câștigi loteria și tu ești milionar. Nu lucrează așa. Muncești 10 ani și dacă ești norocos, ai ajuns la un milion și n-ai simțit și îți pare că ai făcut nimic, că te-a luat 10 ani să ajungi acolo. Dar realitatea, după ce noi în proprietăți, când am început să mă extind și compania crește, de-am o cifră de afaceri devine mai mare, de ceea că mulți au încredere în tine și contractele la Londra când construiești, e milioane, de-am o cifră de afaceri, construiești un bloc, ia că am luat în decembrie Brentwood, acolo eu o să vin blocul, fac încă 10 milioane din blocul acela. Adică banii sunt investiți și reinvestiți și de aici, acum putem spune că ești multimilionar. Da. Multimilionar, da. Vreau să ne spui despre perioadele mai dificile din viața ta. Citeam într-un interviu, ai spus că ai avut ai chiar companii care au dat faliment, ai pierdut anumite proiecte, ai fost înșelat cu sume mari de bani.
Da. Și toate astea au fost cumva lecții de viață. Cu ce sume ai fost înșelat? Ce s-a întâmplat? Îți amintești vreo situație de genul ăsta? Cel mai interesant moment, cel mai interesant punct să lămuresc, că în loc să vorbim sume de bani, a să folosesc conceptul de procente. Că acum, când pierd o sumă de bani ca procent, poate e mai mic decât atunci. Dar atunci când am pierdut, am pierdut tot ce am avut. Da, poate nu au fost milioane, dar au fost tot ce eu am avut și a rămas fără nimic. Și a fost foarte dureros, de ceea că când ai milioane și știi cum să le faci, le faci de nou. Dacă n-ai făcut și nu ai, e foarte greu să te revii la punctul unde erai. Și cu Blue Tomato a fost cea mai mare descurcărere a mea, care a fost parcă o dezamăgeală din partenerul meu de business. Am pus tot efortul, am fost sincer, am dat tot ce a fost a meu la businessul acesta și am pierdut, am fost dezamăgit într-un punct de vedere tot, că acolo au fost niște înțelegeri cu el, care el avea un divorț, o lua bani în cont și a fost foarte neplăcut pentru mine. N-am putut să rezolv asta situația, așa era o situație care nu ai răspuns pentru ea și te doare. La mine a fost o viziune că Blue Tomato avea să fie cea mai mare publicitate din Anglia și pe urmă din lume și am vrut să cucerez lumea cu Blue Tomato, dar în realitate nu e așa. În realitate te pălește. Deci ăla a fost cel mai mare eșec. În ochii mei, da, a fost cel mai dureros. Restul a mai fost locuri unde am pierdut, în proiecte, unde nu s-au fost înțelegeri, m-au măgit, poate ori au fost alte, dar am învățat de la ele. Nu mă procedez așa deloc. Folosesc avocați peste tot. Trebuie să garantează când investești în proiecte, se investește cu bonduri de asigurare, cu investiții. Dacă ceva se întâmplă, asigurarea îți plătește banii. Tot ce facem e asigurat peste asigurare. Dar înainte, când începi un business, ești începător, foarte multe eșecuri se întâmplă care nu le cunoști până nu ești un expert în domeniul acela. Și e dureros, mai ales cu Blue Tomato. Pe mine m-a pălit tare. A fost un moment foarte dureros, de ceea că am dat tot. Am dat toată voința mea, am dat iubirea mea la business. Hai să vorbim un pic despre viața personală. Da. Care este statutul tău acum? Ești căsătorit? Ești împreună cu cineva? Nu sunt căsătorit, dar eu muncesc foarte mult și merg când am relație cu o fată, eu merg la același timp, dedic foarte mult timp la muncă, dar eu majoritatea de timp când sunt numai acasă cu prietena. Și asta e adevărul viața mea. Viața mea, eu dau 100% la muncă și 100% la viața mea personală cu ea. Poate fi combinat și eu într-adevăr dau așa, în timpul zilei dacă sunt întâlnire și hai zicem prietena sună, eu ridic telefonul și zic da. Și așteptam meeting-ul să aștepte toți. Pentru mine vreau să am familie, vreau să am copii, vreau să creez o familie care o să aibă benefit de la tot ce creez eu. Acum sunt o relație și e moldoveancă, britanică? Nu, e din partea noastră, din părțile noastre. Ah, foarte bine. Mergeți spre nuntă, care este obiectivul tău pe termen scurt, pe plan personal? Eu cred că obiectivul la toți, în toată relația, când te pui la început cu o persoană, vrei să fii în relație pe termen lung și vrei să te căsătorești. De-amul pe timp, relațiile se dezvoltă în metoda care ei se dezvoltă și am o vârstă la care am fost prin câteva relații și de-amul cu timpul te înveți că acestea se dezvoltă la modul lor și asta ce e important. Și când o relație nu e ușor, o relație e fix ca o afacere, e foarte greu să întreții, foarte greu, trebuie să acordezi foarte mult timp la persoana respectivă și foarte mult înțelegere, că altfel nu duci nimic, trebuie să fii foarte înțelegător. Dar spune un pic despre relația și atitudinea femeilor din viața ta. Cât de mult contează faptul că ai foarte mulți bani și dacă se schimbă atitudinea lor în funcție de cifra de afaceri pe care o ai? La început se schimbă la multe. Depinde, vezi, e foarte greu de ceea că sunt care într-adevăr vreau să te cunoască de ceea că ai bani. Dar la mine tot timpul am muncit așa de greu că nimeni nu are acces aproape deloc la mine. Știi cum? Trebuie, ori eu mă duc și aleg, ori fata singură trebuie să facă efort că să dăie de mine, că eu n-am de cum să dau de o fată. Că într-adevăr, eu muncesc foarte mult. Și e mai mult un lucru spontaniu de acesta, care el singur să joacă în el și devine ce devine, se manifestează. Dar unde te-ai cunoscut cu fetele care au fost în viața ta, femeile?
Nu orice unde. Că poate să merg pe stradă și îmi place o fată și o apuc pe stradă și vorbesc. Eu lucram, nu uita, eu eram door-to-door, vorbeam cu oricine pe stradă și e natură. Dacă îmi place de cineva, aproape, nu contează unde este. Poate să fie pe un autobuz, poate să fie într-un bar, poate să fie orice unde. Dacă îți place cineva, vorbești cu ei. Nimic nu se întâmplă rău. Asta e realitatea. Adrian, ce calități trebuie să aibă o femeie ca să atragă atenția ta? Sincer spun, cel mai mult e înțelegerea. Ea trebuie să fie foarte înțelegătoare, că eu într-adevăr muncesc foarte mult. Și nu există conceptul de eu o să las viața mea de business, că să dau la familie. Că dacă o fată vrea o persoană care lucrează de la ora 9 până la ora 5, trebuie să aleagă un băiat de celălalt. Dacă vrea un băiat cu ambiție și el dedică jumătate de viața lui la tine și jumătate la muncă, trebuie să fie înțelegătoare câteodată asta să fie overlaps, a să încalce una pe alta, să fie umanoasă și să fie înțelegătoare și cel mai important, cu timpul, știi cum, dragostea, se poate să iubească și asta e cel mai important. Dar tu ești complicat ca om pentru că cei care la un moment dat reușesc să adune o anumită sumă de bani sau un statut, devin și ei destul de dificili ca persoane. Nu. Pentru mine e foarte simplu. Eu am avut foarte multe eșecuri și m-o călit tare, dar cel mai important, mulți care au un succes și sunt milionari și de-amus au, cred că sunt prea încrezuți în ei, sunt oameni care eu ajuns la golul lor. Dar golul meu e foarte departe. Eu încă nici nu sunt la 10% din ce eu vreau să fac. Chiar și după ce fac orașul, am o viziune foarte mare și pe mine nu mă simt că eu am ajuns unde eu sunt. Unde o persoană vreau să fie director într-o companie și el e director, el socoate că el e de-amui gata, el e cel mai bun. Dar eu nu pot să mă socot că eu n-am ajuns unde eu vreau să fiu. Și pe baza asta eu tot timpul nu mă simt că am voie să fiu persoana asta că eu n-am îndeplinit golul meu. Golul meu că eu vreau să rung foarte departe. Aș dori să deschid 10 orașe de acestea în toată Africa. Și dacă să ajung acolo, eu ca persoană trebuie să mă dezvolt, dar nu am capacitatea și timpul să mă simt că sunt greoi. Și în business, uite, de când am fost călit, m-am învățat că în fiecare metodă trebuie că tu să faci bani, asta e cea mai mare lecție, că tu să faci bani în afacere, trebuie să ții minte că nu tu faci banii, dar alți oameni te ajută, muncitorii tăi la care tu trebuie să le spui mulțumesc, ei pe tine te ajută, da, poate ți-e greu, te-ți au opinia, că suntem oameni, te-ți au părerile lor, alții nu le place, dar ține minte, la sfârșitul zilei, persoanele acestea te-au ajutat pe tine să te ridici, să crești, să ai afacerile tale, să ai business-urile tale, să ai banii care ai, să ai soția care ai, casa care ai și cel mai important să îndeplinești viziunea ta și succesul când ești într-o vacanță de lux, ori într-o mașină de lux, ori în orice mod, banii ăștia nu au venit de ceea că numai tu ești deștept, dar de ceea că te-a ajutat o sumă foarte mare de oameni la care trebuie să spui mulțumesc în fiecare zi și trebuie să dai înapoi la alții. Foarte frumos spui tu. Eu am văzut într-un interviu, ai declarat că banii schimbă oamenii. Da. Și că ai aflat asta din propria experiență. Și cum anume banii schimbă oamenii? Mai mult oamenii devin invidioși. Oamenii devin, banul le dă un, se cheamă în engleză, noi zicem false sense of importance. E o importanță falsă. Aha. Care el se asumă că el e mai important de altul, de ceea că el are bani. Dar în realitate nu e aproape, nu e nimic diferență între mine și, hai zicem, o persoană care e învățătoare la școală. Dacă ceva e cunoaște mai mult decât mine, de ce că eu n-am timp să mă reeduc în modul care e cunoaște. Da, mă reeduc în business, dar e cunoaște tot în literatură. Sunt două lucruri care nu sunt incomparable. Nici nu poți să le compari. Și de ce eu sunt mai tânăr, că eu sunt mai mare decât ceva, că am bani? Asta e foarte rău. Așa ceva nu se poate. Noi ca oameni nu suntem făcuți așa. Noi ca oameni am fost puși original pe planetă să comunicăm și să experiențăm viața aceasta și pe urmă să murim împreună, fix de unde ieșim acolo și plecăm. Banul nu-l iei. Da, copilul meu poate să aibă bani. Bă, a meu personal spun că el se duce la muncă de la 16 ani. Își facă banul lui. El are voie să iei banul meu după ce mor și gata. Până atunci nu. Fiecare persoană trebuie să facă calea lui și banul te schimbă dacă ești o persoană de aceasta care îi dai voie să te schimbe. De aceea că ești încrezut că banul o să-ți dea ceva mai mult decât ce ești tu. Dar dacă crezi asta, înseamnă că tu ești o persoană slabă.
înseamnă că tu nu ai capacitate și nu ești încrezut în tine. Eu acum am venit în Moldova, eu sunt crezut în ce zic și ce eu fac. La fiecare pas, eu nu mă tem și eu sunt exact. Și eu zâmbesc tot timpul. Tot timpul. Da, am și observat. De aceea că nu există nimic rău. Fiecare lucru care se întâmplă cu tine e un pas de învățătură pentru a doua etapă ta în viața ta. Și nu trebuie să crezi că ceva s-a întâmplat. Nu, te-o călici și mergi înainte de fiecare dată, dar persoanele care cred că ei sunt mai buni, de aceea că ei au bani, acestea sunt persoane care, să țineți minte, e o persoană care e singur, se uită în oglindă și dimineața trebuie să se îmbrace într-un costum scump, că se simte importanța lui ori ei. Și asta nu trebuie. Ori că trebuie să-ți cumpere o geantă scumpă, de aceea că geanta aceea o face pe el ori pe ea, o face important în ochii lor. De aceea că ei cred că alt cineva se uită la ei și ei cred că asta îi dă importanță, dar altul se uită la tine și îți gândește asta e o geantă. Obișnuite. Obișnuite. Dar tu ce obișnuiești să faci? Îți cumperi haine, încălțăminte, mașini scumpe sau după ce criterii? Nu, deloc. Criterii? Eu mașini, avem câteva mașini prin diferite companii care ori un van la construcție, ori ia ca eu acum am Renault Zoe, mașină mică electrică, că nu circul mult cu mașină. Eu mă duc de la punct la punct și gata. Pentru mine nu-i punct de lux că să-mi arăt că am o mașină. De ce? It makes no difference. Dacă mă așez în mașină, la mine scaunul e foarte comod, eu mă așez, eu am probleme cu spatele și când mă așez în mașină, mi-am pus spatele și el, tot e bine. Și mă duc de la A la B. Și a doua, lux. Ce înseamnă lux? Lux e un concept unde o persoană crede că el merită ceva mai mult decât alții. Da, poate nu vrei să fii într-o cameră murdară, într-un hotel, dar nu te duci la o stea, te duci undeva mai frumos. Când plec în vacanță, mai ales eu cu fratele meu, câteodată plecăm în vacanță pe diferite părți, am fost acum în Sud America, noi ședem în hosteluri. Noi ședem în hosteluri. De ce? Hosteluri, it's amazing, e cel mai interesant lucru în lume. Oamenii care se duc în lux, ce să-ți facă? Să-ți dai un masaj, o să ai un televizor frumos și o cameră care e făcută cu stil. Dar dacă mă duc într-un hostel, întâlnesc foarte multe persoane, eram pionier. Eu sunt deprins să fiu cu oameni, să vorbim, să dăm în câmp, facem un foc, mâncăm un frigărui care e simplu. Nu am viziunea asta să creez un lux. Am o casă bună, simplă și frumoasă. Și atât am trebuit. E comod, mobila e frumoasă, tot e bine. Și gata. Și haine confort. De brand, de lux, scumpe. Iaca, de brand, de lux. Unicul lucru ce am câteva ceasuri de branduri scumpe. Restul, restul tot e simplu. Nu... Mie chiar nu-mi place. Nu-mi place să sunt ceva, zice, Polo, ori Gucci, Versace. Nu-mi place de ceea că eu cred că pe mine mă ieftinește brandul acela. Centura care o port eu, dacă o pun și o centură care scrie Gucci, centura aceea mă devalorizează pe mine. De ceea că eu nu-s brandul acesta, eu nu-s Gucci, eu nu trebuie un brand să mă creeze pe mine. Pantalonul e bun, îmi convine, da, l-am cumpărat și am dat 30 de pounds pentru el. Perfect. Știu că foarte mult interacționezi cu moldovenii din Londra, vă adunați la tine în localuri. Da. Cât de prietenoși sunt? În ce măsură aveți o comunicare eficientă sau toată comunicarea este bazată pe interese? Nu e corect. Suntem o comunitate foarte apropiată. În Republica Moldova, moldovenii poate nu sunt uniți cum suntem noi în Londra. De ce? De ceea că toți moldovenii aici, ei trăiesc în Moldova și se cunosc unii pe alții aici și aici unul trebuie să îl depășească pe altul. Dar în Londra, acolo sunt foarte multe comunități, sunt oameni cu succes foarte mare. Dar noi suntem o comunitate foarte micuță și ne avem numai pe noi. Și mulți care într-adevăr înțeleg asta, ei lucrează împreună să ajungă la un gol. Eu, în compania de construcție, construiesc acum, am zis că sunt cu o companie nouă, că mi-au propus niște proiecte. Eu am vrut să termin construcția, să mă țin numai de development. Dar prietenii mei m-au sunat, zice, te rog, Adrian, numai tu poți să duci proiectele noastre la capăt. Că deschidem fondul ăsta nou și ne trebuie tu să le construiești. Că am încredere că tu duci la capăt bine cu echipele tale. Și am pus echipe. Și ce am făcut? Am luat băieți din părțile noastre. Dar eu am luat echipă, am luat subcontractori care, într-adevăr, au experiență de ani și ani, dar sunt moldoveni.
și ei trăiesc pe loc. Ei nu vin la Moldova cum a venit eu să vorbească nimic. Ei șed în viața lor, au copii și au familia lor și ei șed în familia lor. Și ei nu se complică. Se scoală de la familie fix cum e eu. Mă scol, mă duc la muncă, mă duc acasă la persoana care, cu care eu vreau să fiu. Și gata. Prietena e important și munca e important și este părinții și familia. Asta e viața. Mai departe nu te extinzi. Da, am 2-3 prieteni, dar majoritatea eu fac business cu ei. Și noi suntem o comunitate, vrei, nu vrei. Și dacă asta e viața mea. Adică e eficient comunicarea. Eficientă. Știu că faceți și donații, vă adunați de anumite acțiuni de caritate împreună. Eu am luat un pas. Este o companie, se cheamă, o companie, este o caritatea MAD, a lui Victoria Danford și ei au Phoenix Center aici și ajută copii cu dizabilități, este casa de bătrâni acum și de mulți ani, peste 5, 6, poate 7 ani, noi în fiecare an facem, este când ai 8 martie și ai mărșorii și pe urmă facem la Crăciun tot, adunăm cât putem, chemăm diaspora și tăți vin, cadonează, este ca o piață micuță în localurile acestea, cadonăm și din partea mea, cadonez și eu, cumpărăm, dăm la caritate puncte și ei în timpul acesta ridică bani și susținem să ridice bani. Dăm localul în arendă, mai dau și bani, mai dăm și lucruri pentru raffle tickets, fel de fel. Și fac asta, noi facem cel puțin minimum 2 ori pe an. Și facem de ani și de ani și de ani. Și banii aceștia vin în Moldova, care vin prin caritate și ei se trimit ca ajutoare pentru copiii aceștia cu dizabilități și poate și pentru aceștia care sunt bătrâni. De-amă că s-a deschis centru nou și continuăm. Asta eu vreau să dau înapoi, nu că să dau la Moldova ori la oameni, dar mie ceva, Dumnezeu îmi dă mie ceva, mie mi-a dat capacitatea nu numai să fac bani, dar mi-a dat un noroc. Și cât de cât să dau și eu ceva înapoi, să împărțesc, poate să nu se oprească norocul acesta și dintr-un pic egoist, știi, zici, să nu se oprească norocul, dar de la același timp n-aș vrea să am o familie, eu când am venit noi la Londra, noi n-am avut haine, n-am avut apă, n-am avut mâncare, n-am avut cazare, am trăit într-o cameră tăți patru, într-o perioadă de aproape 2 ani, nu am avut nimic, nu știam cum să mâncăm și cum să ne întreținem. Tu știi ce înseamnă să fii într-un mod, ești nimic și nu ai capacitatea să supraveghezi? Ia că asta am fost eu. Asta era în familia noastră, am fost ani și ani și ani. Și ne-a ridicat din genunchi, unde tata ședea și ridica ciment. Mama spăla vase, spăla haine la oameni în casă, curăță casele. Tata noaptea nu dormea și am venit la punctul acesta unde eu niciodată n-am să uit asta. Și de asta poate reveni la o singură întrebare. La mine, eu nu pot să fiu o persoană care e egoist și crede că e mai mare decât alții. Eu am fost nimic și în ochii mei, da, sunt cineva ca om de afaceri, dar eu n-am făcut în viață ce eu vreau, eu tot încă n-am nimic. Și de ce am făcut, noi lucrăm zi de zi, lucrez 15-20 de ore la zi acum. Dacă cineva zice că tu ai succes foarte mare, ce succes? Eu muncesc 15-20 de ore la zi, 7 zile la săptămână. Ai foarte mulți bani, dar nu ai timp să-i cheltui. Nu ai timp să te bucuri de ei. Dar vreau să te întreb, tu ai prieteni adevărați? Da. Eram în karate, eram în scouts, când n-am avut niciun ban. Notam profesional și asta notam de când eram de 11 ani. Și am creat grupa aceasta de prieteni și eu i-am ținut până acum. Eu, într-adevăr, și ei, majoritatea de prietenii mei, 99%, nimeni nu-i milionar, ei tăi lucrează în munci simple, lucrează la magazin, cum aici este Linela, ori este numărul 1, ori Fidescu, ei lucrează ca cash out, eu, Marfa, sunt alții casier. Care lucrează casier în bancă, alții lucrează pe site de construcție ca hai să zicem, pune ciment. Sunt știi? Oameni simpli, toți, sunt prietenii tăi care toți. Au fost până la până veniturile la și bogățiile și am, tale. Da, și am o sumă, dacă am vreo 30-40, sunt mulți, nu să că într-adevăr, sunt mulți, dar suntem și când la Londra facem frigorui, ne întâlnim, dar eu țin prietenii ăștia a noștri și când sunt cu ei, în ochii lor, ei pe mine tot timpul să bat joc de mine, să râd la mine tot timpul, că vine milionarul. Zici, că ei mă știu pe mine, că ei au fost cu mine parte de toată istoria mea, și au zis lângă mine și au văzut cum eu am dezvoltat și ei, în ochii lor, zic că
Вот как ума ворка не рай искал, чера чел метел, который вылез к штиде тот, я чеш персону. Приятения. În ce măsură este adevărată vorba? Dacă vrei să pierzi un prieten, împrumută-i bani. Da. Uite, la mine eu am răspuns tema asta de a mă împiedu prietenii pe cine le-am dat bani și am învățat, am învățat o lecție foarte bună. Dacă nu vrei să pierzi un prieten și el e prieten bun, dar îi trebuie bani, cadonează-i bani. Îi dai cu scopul că el n-a să-i dă înapoi. Și dacă ți-i dă înapoi, zi mulțumesc. Și trebuie să... Asta e foarte greu pentru mulți, că banul e un lucru așa de emoțional pentru noi, ca oameni, ca natură. Pentru mine nu. Dacă eu ți-l dau, eu nu-l aștept înapoi. De aceea că eu când investesc într-o afacere, eu investesc. Dar dacă tu îmi spui mie, Adrian, eu vreau să fac o afacere, dă-mi, te rog, 10.000. Zic, nu. Îmi dai 50% din companie? Nu. Dar nu facem. Suntem prieteni. Astăzi fiu prieten pe viață. Dar vrei bani, ți-l dau în două moduri. Dar dacă zice, Adrian, nu, te-am problemă, îmi trebuie într-adevăr 10.000 și ia că ce s-a întâmplat. Zic, băi, ok. Sunt două lucruri foarte diferite. Și eu accept asta. La mine nu s-a întâmplat și eu accept. Dar la același timp am prieteni cu care am făcut prieteni de 10 ani tot, dar în domeniul de business. Și prietenii ăștia sunt foarte diferiți. Prietenii ăștia sunt cazurile care trebuie câțiva ani în urmă era baza că trebuie de plătit acolo pentru o sumă de bani și nu mi-era de ajuns. Și eu am sunat o oră înainte de tranzacție și am sunat un prieten și zis, ascultă, îmi dai, te rog, în transfer, era o sumă foarte mare și am zis, în transfer, te rog, suma aceasta. Era câteva sute de mii. Și eu zic, când îți trebuie, zic, uite, real, îmi trebuie într-o oră, zice, stai, sunt față la computator. Și mi-a transferat-o, fără contract, fără nimic. Și am zis, uite, ți-o dau înapoi în 4 zile. Și el zice, ok, i-am dat înapoi și am numai 2-3 prieteni așa, care noi sunt prieteni, dar ei ca și cum îți verificați cum o bancă te verifică, îți verificați în metoda credite. Un prieten este cuvântul acesta, poate să fie cel mai bun prieten, dar poate să nu fie credibil în punct financiar, sunt două puncte diferite. Cel mai bine când dai bani la un prieten, dacă vrei să ai o prietenie, ori nu-i dai, ori dai cu scopul că ei dai și dacă nu se întoarce, sunteți prieteni. Ți-e frică de faptul că ai putea ajunge la pușcărie? Să ajung la pușcărie? Nu. Dacă faci ceva greșit, trebuie să răspunzi pentru ce faci. Dar dacă nu faci nimic greșit, nu trebuie să te temi de nimic. Ce te-ar face să revii cu totul în Republica Moldova? Uf, e o întrebare foarte grea. La mine ambițiile mele sunt prea mari să revin. Dar dacă revin aici, știi cum, construim încă un oraș, nu știu. trebuie să fie o viziune foarte, foarte mare care să-mi îndeplinească dorința mea, eu cred. Mm-hmm. E puțin probabil să revin în Republica Moldova. Am înțeles. Care a fost cea mai mare sumă de bani cash pe care ai văzut-o vreodată? Era așa de mult, nu s-a numărat. Adică vizual... Da, vizual nu s-a numărat. Hai de capul meu. Sunt alții care sunt mai bogați decât noi, mult mai bogați, care e enorm de bani și am văzut la dânsii cum ei iau. Și pe asta când mă uit, eu mă gândesc, este o disparitate foarte mare între săraci și bogați. Și nu e corect, dar am văzut asta cum este și într-adevăr era foarte mult. Ui, câte case și mașini ai? Tu, personal. Personal? Am o singură mașină și am o singură casă. Și sunt în Londra. Și sunt în Londra. Și am credit pe casă tot. Plătesc mortgage în fiecare lună ca toți oamenii. Ce calități ar trebui să aibă viitoarea ta soție? Cel mai important să fie o femeie foarte înțelegătoare, să mă iubească și să mă accepte cum eu sunt. De ce? Că eu să-i dau fix ce-mi dă ea mie. Hai, frumos. Dacă ar fi să alegi cu cine să te însori, ce femeie ai alege? Din Anglia, din Moldova sau de altă naționalitate? Deja cunoști multă lume. Da, nu contează. Eu cu timp am învățat că o persoană e persoana care să te iubească și să fie lângă tine pe în greu, pe în bun și o să te înțeleagă. Nu contează naționalitatea. Deloc. Așa, în prezent, ce contează mai mult pentru tine? Cariera sau crearea propriei familii? Ambele nu există. Ele sunt locate în aceasta și eu. Eu ca personaj sunt ambele împreună și nu pot să le defer. E imposibil. Sunt pe același cântar. Exact pe același cântar. Și Adrian, ce contează cu adevărat în viață?
Ce contează viața? Să trăiești viața pe modul care tu crezi că e corect, care îți dă ție plăcere și îți atinge emoțiile ca să creezi ceva în viață care tu vrei să faci, să fii bun. Prieteni, așa cum v-am obișnuit până acum, la final am și un concurs organizat de A Priori Wine. Pentru ca să câștigați acest minunat set de vin, scrieți în comentarii ce ați face voi cu 1,5 milioane de euro. Cel mai amuzant și original răspuns va primi acest cadou. Foc la ghete!